sau este un cal de rulare, un element extrem de important pentru Slatina și pentru județul Olt. Ați preluat mandatul de primar de puțin timp. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Pirelli? Pirelli înseamnă una din pietrele de temelie ale Slatinei, ale industriei din Slatina. Aproximativ 3.000 de locuri de muncă, peste 3.000 de locuri de muncă, înseamnă, să zic așa, una din bazele industriei din Slatina. Pirelli a avut o relație extraordinar de bună cu autoritățile locale. Noi continuăm această relație. Suntem aici din respect și din apreciere pentru ce face Pirelli în Slatina și pentru locuitorii din Slatina, pentru, să zic, nivelul de trai din Slatina pe care Pirelli îl aduce, un plus, bineînțeles. Și împreună cu celelalte mari unități de pe platforma industrială, ei asigură prosperitatea orașului nostru. Vreau să-i asigur că îi vom ajuta în continuare cu tot ce putem noi ca primărie și le vom pune la dispoziție în cazul în care vor. Parcul nostru industrial, deja am avut mai multe discuții pentru o nouă extindere în viitor în parcul nostru industrial. Și nu numai lor, nu numai celor de la Pirelli, ci tuturor care vor să investească în Slatina, în nou parc industrial.